aveți musafir în maxim o oră, poftim, salata la 15 minute durează. Cam asta e salata. Și bineînțeles, ca să vedeți, dă un gust aprișor foarte bun și foarte delicios. Salut, prieteni! Astăzi m-am gândit să vă fac o salată de pui cu ciuperci, da? Eu aici folosesc un pui rotisat. Am scos toată carnea de pe el, da? De obicei, puteți folosi pui fiert, pulpe de pui, piept de pui, la cuptor rotisat sau fiert. Nu contează, îl tăiați mărunt. Am făcut puțină maioneză aici, de casă. Am ciuperci la conservă. Ele sunt fierte, le-am scurs bine, bine de apă. La fel și castraveți murați în oțet. La fel scurși bine, bine, bine. Am tocat o ceapă mărunt, mărunt. Am cam 100 de grame de cașcaval ras, sare, piper și cam asta e salata noastră. Pentru asta, prieteni, să amestecăm ingredientele. Aici am lăsat, aici am făcut maioneza, eu am făcut-o de casă. Puteți folosi maioneză din comerț, dar nu uitați să puneți câteva picături de zeamă de lămâie să aibă un gust mai diferit, că ceea de comerț nu e chiar așa de bun. Mă rog, aici am făcut maioneza pentru a economisi castroane. O voi pune în același castron, voi amesteca, da? Punem puiul. Frumos. Așa. Amestecăm puțin. Așa. Adăugăm ciupercile. Practic, punem toate ingredientele. Castraveții. Salata asta este cea mai simplă și ușor de făcut și de asemenea foarte, foarte gustoasă. Ceapa și, bineînțeles, cașcavalul. Așa, adăugăm puțină sare și piper. Perfect. Amestecăm bine, bine. Uitați, maioneza noastră prinde contur. Cam așa. Mai gustăm din sare și piper, bineînțeles. Delicioasă, dar eu parcă aș mai pune puțină sare. Și mai amestec puțin. Și cam asta e salata noastră, da? Așadar, prieteni, salata noastră este gata. Simplă și foarte ușor de făcut, gustoasă de asemenea. Aveți musafir în maxim o oră, poftim. Salata la 15 minute durează. Luăm o lingură, pentru că după cum am obișnuit, gustul contează pentru mine. Cam asta e salata. Dacă doriți mai multă maioneză, oricând, mai adăugați o lingură, două, da? Pentru mine e suficient. Și gustul de gustul de pui, foarte bine, cașcavalul și, bineînțeles, castravetele dă un gust aprișor foarte bun și foarte delicios. Dacă v-a plăcut rețeta, mai urmăriți-vă. Vă doresc poftă bună!